Sagrada Familia, arena de coridă. Că m-am păcălit să luăm o barcă. Vlăduț! Dați puțin ce facem, Vlăduț. Bună dimineața! Este a treia noastră zi în Barcelona și astăzi vom merge la Rambla și să vizităm împrejurimile de acolo. În prima zi doar am explorat așa puțin, dar astăzi vom vedea în detaliu cam ce este pe acolo. Noi între timp ne-am oprit la una din casele proiectate de Gaudi, cred că o vedeți în spate, se numește Casa Batlló, de care Bianca cred că s-a îndrăgostit, pentru că s-a oprit și se tot uită la ea de ceva timp și îmi spune cât este de frumoasă. În prima seară când am trecut pe aici pe lângă, m-a întrebat, hei, ce e acolo? Și i-am zis, cred că e Casa Batlló. După aia, cred că mi-a zis timp de vreo 5 minute, vai, dar ce frumoasă e. Vai, dar uite-te la ea ce frumoasă e. Din păcate aici intrarea e destul de scumpă, așa că nu o să mergem înăuntru să o vedem. Dar avem în plan o altă casă de-a lui Gaudi, care presupun eu că este și mai frumoasă, deși n-am văzut-o până acum. Până atunci, revenim de la Rambla și vedem ce mai găsim pe acolo. Piața de Catalunia, care este plină de dușmanii mei. Însă ce am aflat despre ea este că este considerat a fi centrul Barcelonei și totodată centrul istoric, pentru că reunește mai multe zone istorice din Barcelona, cum ar fi la Rambla, mi-a zburat borbelve deasupra capului, cartierul gotic și ce v-am mai prezentat noi în vloguri. Este foarte frumoasă, având în vedere statuile astea, dar e puțin periculoasă. Darkness, my old friend. Eu zic să o felicitați pe Bianca pentru că a filmat niște condiții foarte extreme pentru ea. Bine ați venit pe Las Ramblas sau la Rambla, nu știu exact cum se pronunță. Acesta este probabil cel mai cunoscut loc din Barcelona, pe lângă Sagrada Familia. Și este o stradă lungă de aproape un kilometru, unde se adună toți turiștii să se plimbe, să descopere tot felul de loc. Noi vrem aici să mergem la Boqueria, care este o piață destul de interesantă, și să mai vedem diverse clădiri, arhitectură și așa mai departe. Așa că hai să pornim la plimbare! Pe la Rambla, la un moment dat, o să vedeți un loc care se numește La Boqueria. Aceasta este o piață foarte mare cu tot felul de chestii. De altfel, Barcelona este renumită pentru astfel de piețe. Asta este cea mai mare și cea mai cunoscută. Iar noi vom intra să vedem cam ce găsim. Eu aș vrea să încerc niște căpșuni și cireșe. Tu ce vrei? Niște mâncare! Să vedem ce găsim aici. Magazin chestii. Azi a fost ziua de cumpărături. Yes. Pentru că am fost și la Primark, după cum se vede. Yay. Bianca și-a luat și o pălărie de la un magazin numit Ale Hope. Noi între timp am mai și mâncat și acum mergem să luăm desertul cu niște fructe pe care le-am luat de la Boqueria. Și dacă vă vine să credeți, aici kilogramul de cireșe este 3,90 €. 920 ca la noi. 120 de lei, că da. 3,90 € ne lei înseamnă cam 15-16 lei, cred. Uh-huh. Nu, de fapt, stai, că e aproape de 4, deci hai să zicem undeva pe la 20 de lei, tot e mult mai ieftin. Revenim să vă spunem dacă sunt și bune. Eu cred că sunt bune.
și v-am spus că revenim cu o degustare de căpșuni, să vă spunem cum sunt. Și o vom face de aici, de la balcon, de la cazare, pentru că afară vedeți că e cam urățel. Hai, Bianca, așteptăm prima guriță, spune-ne cum este. Foarte dulce, aromat de dulce. Rândul meu. E foarte zemoasă și aromată. Foarte deci, bune. Big up, da? Mm-hmm. Degustarea cireșelor o să o facem altă dată, pentru că sunt plin de lăcăpșunile alea și efectiv simt că nu mai pot. Ia zi, Bianca, ce facem în continuare? Poze. Poze. Și după? Ne îndreptăm spre cartierul gotic și afară plouă, așa că ne-am luat celebrele noastre pelerine pe care le-ați văzut și în episodul din Maramureș, probabil. Dacă și nu, uitați-vă! Exact. Da, și atragem toate privirile cu ele. Toată lumea se uită la noi pe stradă de parcă n-au mai văzut pelerine de ploaie. De altfel, ei nici nu prea au umbrele sau chestii de genul ăsta, parcă nici nu ar ploua. Și o să luăm metroul ca să nu mergem prea mult prin ploaie și revenim de acolo. Bine ați venit în cartierul gotic. Prima noastră oprire este Basilica Santa Maria del Pi. O biserică ce a fost închinată Fecioarei Maria și care a fost construită de-a lungul mai multor secole. La început era o biserică destul de mică, la vest de Barcelona, pentru că granițele orașului nu erau chiar atât de mari. Mare parte din construcții au fost făcute între 1319 și 1391. Așa. Ce mai știu, a rezistat unui cutremur destul de puternic care a impactat zona asta. Și a fost și incendiată la un moment dat de către anarhiști și restaurată după războiul civil din Spania. Arhitectura ei este gotică, catalană, pentru că suntem în cartierul gotic, evident, și vom încerca să intrăm și să vă ducem și pe voi pe acolo, să vedeți cum arată și pe interior. Vă zicem câte ceva și despre cartierul gotic. Aceasta este cea mai veche zonă din Barcelona. Multe dintre clădirile medievale se găsesc aici, având arhitectura asta gotică catalană. Cred că e o cacofonie, dar așa e denumirea. Deși sunt foarte multe clădiri vechi aici, a avut loc o restaurare destul de majoră în 1929 pentru a transforma vechiul cartier destul de sumbru într-o zonă turistică. Așadar, astăzi e plin de restaurante și baruri și turiști, bineînțeles. Printre obiectivele pe care le putem menționa ar fi Basilica Santa Maria del Pi, Catedrala Barcelonei și mai sunt și altele, dar noi o să le luăm la pas ca să le explorăm, nu-i așa? Yes! Am ajuns la un alt punct important din cartierul gotic, Biserica Sfintei Cruci și a Sfintei Eulalia sau Catedrala din Barcelona, așa cum mai este cunoscută. Se zice că aici este sediul Arhiepiscopului de Barcelona. Totodată ea a fost construită între secolele 13 și 15 și este în stilul arhitectural neogotic. Fațada aceasta pe care o vedem în față a fost reconstruită începând cu 1929. Știți că vă spuneam mai devreme că a avut loc o reamenajare mai majoră în acest cartier. Iar Eulalia, despre care vă ziceam mai devreme și al cărei nume îl poartă biserica, are o legendă destul de tristă. Se zice că ea era o virgină martirizată de către romani de aici din Barcelona, care a fost adusă în piața publică și dezbrăcată. Atunci a început o ninsoare destul de puternică care a acoperit-o, iar romanii înfuriați au băgat-o într-un butoi plin de cuțite și au răsfăgulit-o. Moștele ei, din ce am înțeles, se află în această catedrală. Din păcate, nu putem să o vizităm, însă eu zic că dacă aveți voi ocazia, merită să vedeți și să aflați mai multe informații despre aceasta și despre legende. Noi am terminat să ne învârtim prin cartierul gotic și am luat mult promisul churros.
Ce mai facem azi? Mai bun decât ăla mexican. Ne mai plimbăm. Am terminat cam toate obiectivele pe care le aveam pe ziua de azi, așa că program liber unde vrea Bianca. I'm flying tiger. Asta e un magazin cu tot felul de prostii ca Jumbo sau Pepco. Nu prea, calitative. Nu prea îmi doresc să merg acolo, dar o să mergem. Am ajuns la Flying Tiger, Vladus nu este încântat deloc. Dar nu contează, hai să vă arăt ce nebunie e. Ce e asta? Cutulea care un... Cum funcționează? Nu-i cumva când se încălzesc ca astea, gen se încarcă de la soare și pornește ventilatorul? Ce nebunie! Da, uite! Uite, am găsit ceva pentru Rosa. Să aibă și ea cu și ei de cumpărături. Ce zici? Hai, ar fi foarte gătată. Poate să-și pună recompensele aici. Sigur. În caz că vă plictisiți pe WC, aveți clape muzicale, coș la care să aruncați și țintă. Am revenit și de la Flying Tiger și să vă arătăm ce prostii am luat. Bombonele care pocnesc în gură. Chestie de pus în ceai, de asta chiar avem nevoie, pentru că aia de acasă nu arată prea bine. Și avem aici două pungi cu surprize, după cum vedeți. Asta este XL și asta este standard, cred. Asta este pentru adulți și asta este cu papetărie. Asta este pentru noi și asta este pentru Alexia, sora Biancăi. Și vom face un unboxing acum să vedem ce conține fiecare. Hai Bianca, dă-i bice. Bice. Ce avem acolo? Niște căști. Cu urechi. Vedeți ce fain. Nice. Așa. O ghirlandă cu Happy Easter. E ok. Un săculeț pentru căști, care va deveni probabil săculeț pentru gimbal. Dar avem deja la gimbal, dar aici e. Așa. O fusă pentru iPhone 11 Pro. Asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm telefoanele. E un semn. Un port, nu portmoneu, am uitat cum se cheamă, din, ba da, portmoneu. A, da, e un portmoneu. De pus monede. Da, da, da. Foarte simpatic. Și am un cablu de la micro USB, Universal. USB Type-C, da. Cam atât în asta. Cel puțin căștile alea eu zic că sunt. Da, punga asta a fost 5 euro. Și am găsit mai mult de 5 euro. Da, exact. Ok, și asta mică, nu o să spunem prețul ei. Are două stilouri. Două stilouri, o calimară și două rezerve. E simpatic. E cu sclipici, nu știu dacă vedeți voi. Așa, un iepure. Care, e pix. E fix. Și e o agendă. E foasă. Da, și atât. Drăguț. Și asta cred că valorează mai mult. De fapt, sigur, valorează mai mult decât sperăm decât că să-i placă Alexei. Ea probabil va vedea acest videoclip după ce le va primi. Cam asta a fost și cu unboxing-ul. Din episodul următor. Cel mai înalt punct din Barcelona. O bună, doamnelor, frate. Ce înseamnă fugăcă? V-a strânit interesul episodul următor? Ei bine, îl vom posta peste o săptămână dacă acest videoclip strânge 50 de like-uri în 24 de ore. Pe lângă asta, nu uitați să dați un mare subscribe ca să fiți primii care veți primi notificarea în momentul în care va apărea. Și dați-ne și un follow pe Vlăduț Cojocariu și Bianca.tizu pentru că mai postăm și acolo poze din această vacanță. Ne vedem la episodul următor. Pe curând! Pa!